Suntem pe 10 februarie 2024 și am zis să mai deschid o colonie, dar că am venit cu o noutate. Am aici o rețetă, să vă arăt prima dată. Am făcut aici turtă proteică, bun. Pasta a fost bună atâta timp cât a fost frig, acum s-a cam încălzit și nu te mai poți juca cu uleiurile esențiale. Așa că am trecut la turtă. Ce conține această turtă? Conține 2 kg miere cristalizată, 800 ml apă, 300 ml mixură de uleiuri esențiale, 300 ml ulei de mâncare, 6 grame sare de bucătărie, 6 grame vitamine un complex, 20 de grame vitamina C sau acid ascorbic, 30 de grame scorțișoară, 2 ml tinctură de timol, 30 de ml promotor, 200 de grame de polen, 1,8 grame lapte praf protilac și 15 grame de cuișoare. Asta este turta. Bun, toate ingredientele astea le băgați la un loc și le amestecați și este de consistența respectivă. Acum vreau să deschid încă o colonie. Încă ceva de menționat la această turtă, n-ai nevoie de pungi la ea, se poate pune direct pe rame. Am testat-o anul trecut, tot anul. Așa că se poate folosi fără probleme. Bun, este destul de cald și azi. Să văd în ce stare este această colonie. În ce stare este, ce puietare, ce e de făcut la ea, adică nu e de făcut mare lucru. Aceste bețe nu mai sunt necesare. Am pus un pic de fum să le afumăm un pic. Așa. Să văd care e treaba cu aceasta. Dacă totul e în regulă. Aceasta e prima ramă. Să vă arăt ceva. Nu știu în ce măsură se va vedea. Dar aici e o ramă plină cu păstură. Foarte multă păstură are. Da, vin mai aproape. Venim mai aproape. Deci acolo avem păstură, avem din ce crește puiet. Bun. Bun, deci această ramă ar trebui scoasă, da? Ca să strângi cuibul. Nu se face așa ceva. Nu scoți albinei păstura în niciun caz. Bun. Trecem la următoarea. Iată ce frumos s-a extins, s-a desfăcut ghemul. Mă uit și eu dacă e pregătit de oat aici. De pregătit e pregătit, la cantitatea aceea de păstură care o are. Și cu puțin imbold, cu acea pastă proteică, colonia e pregătită pentru dezvoltare. Acum primăvara, albinele sunt un pic mai grijulii, fiindcă
cum să zic eu, au pui și mai ales dacă e prima rundă, vor fi un pic mai necăjite, mai ales că nu le-am mai deschis din octombrie. Iată ce frumos! Aici ai puiet căpăcit, sper să se vadă, e foarte frumos. Și păstură la greu, deci această colonie are păstură, arată foarte, foarte bine, aici e păstură, aici e puietul căpăcit. Da, aceasta deja e o colonie în accensiune. Da, am cu fum, ce să le faci? Dau cu fum mai mult pe mine, ca să plece de lângă mine. Și aici avem un pic de puiet, dar nu foarte mult. Aici este mai mult. Aici, în această zonă, este mai mult căpăcit. Dar acum se extinde foarte, foarte bine. Se extinde foarte bine. Încă nu cred că a eclozat vreun puiet. Aici avem matca, este o fică a măcii roșii, dar nu mai este ea, cum să zic eu, curată. De-a lungul anilor am tot ținut de această matcă și voi ține în continuu. Încă își păstrează această, cum să zic eu, această performanță de a se dezvolta rapid. Bun. Vezi ce de păstură avem și aici, după diafragmă, are miere câtă vrea. Așa. Și acum o să-i pun turtă. Pun turta, dar nu foarte multă, iată așa direct pe rame o să-i pun. Dăm albina la o parte ca să putem pune turta. Iată așa și îi pun deocamdată o cantitate mai micuță și în funcție de cum o să o ia pe aceasta, are și tratamentul aici, și stimulare, și vitamină. Are tot ce are nevoie. Bun. Arată bine. Acoperim. Mâncare este. Timp mai trebuie pentru a se dezvolta și să știți că e o bucurie acum, fiindcă suntem pe 10 februarie și mai e un pic până în martie. Această colonie până în aprilie va fi plin și
se va umple cu albină. După trei generații de puiet o să fie plin și mai are aici tot pentru ea, pentru dezvoltare, miere. Aceste rame cu miere sunt pentru ea. Iată, aici avem păstură, aici. Deci toate aceste rame sunt pregătite pentru această colonie, după care urmează mierea de la rezervă. Deci, așa vreau eu să dezvolt majoritatea coloniilor pe care le dețin. Deci așa sunt eu pregătit pentru următoarea etapă. Acum nu o să vină el cu lăsuri din prima, mai ales aici la mine. Mai durează, e cale lungă până la cules. Dar avem tot ce are nevoie o colonie să se dezvolte. Îi mai trebuie căldura. Bun, atâta pentru ziua de azi. Aveți rețeta la turtă, cine dorește să o facă. Și ați văzut încă o colonie cu rezervă de păstură foarte bună. Cam atât. Până data viitoare, numai bine!